Care este numărul telefonului mamei? 0699. Ai vict un bun. Trebuie să așteptați să termin întrebarea. Nu zicem răspunsul înainte de întrebare, nu zicem. Nu te gândești, nu există, mă gândesc, eu zic cum o să fie. Iar la ora 20, până la ora 20 a fost fluturaș, toată masa plină de fluturi. Și o să iau și să-i lipesc acolo sub dulap. Salutare lume, eu sunt Hugo și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi, după cum vedeți din titlu, o să facem ceva foarte tare și o să facem testul cine o cunoaște pe mama mai bine. Ea a pregătit un set de întrebări. Câte întrebări a pregătit? A, nu știu, cam vreo 23-25, vedem. Cam vreo 23 de întrebări, așa că o să fie foarte interesant. Deci nu uitați să apăsați pe butonul de like, să lăsați un subscribe, pentru că 75% din voi nu sunteți abonați. Așa că lăsați like, lăsați un comentariu, iar noi să trecem la vlog. Regulile sunt, noi nu spunem răspuns până el nu termină întrebarea. După ce termină întrebarea, dăm răspunsul repede. Cel care dă primul răspuns, ia punctul. Dacă răspunsul e greșit, celălalt are dreptul să încerce să dea un răspuns. Apropo, ducem scorul. 1-1, da. Final, cine are cel mai mult puncte, cel câștigă. Câștigă priza din partea mamei, o să fie. Pentru cel care îl cunoaște mai bine. Bani! Bani! Nu bani. Decidem în următorul vlog care va fi cine și cum a... Să începe! Câți ani are mama? 41. De ce eu am uitat să le are mama? Tam tam. În ce localitate s-a născut mama? Satul Griba la Drăghiva. E Gribova sau e Drochea? Gribova. Satul Gribova, raionul Drochea. Dar care? Eu am zis Gribova, eu am zis Drochea. Satul Gribova. Care este numărul telefonului mamei? 0699. Ai victim bun? Băi, dar fii de rol. Eu victim ordine. Da, și spune întrebările. La câți ani ți-a căsătorit mama? 21? 21? Da? Ia, joc-i, măi! Da, la 23 am apărut, nu? Da. La 23 am apărut eu. Ce vârstă aveam când s-a născut Mihai? 23. Eu am zis că la 23 am apărut eu. Întrebarea asta nu se coace. Nu, t-ai pus la început întrebarea. Până nu termină întrebarea, nu răspundem. Dar eu nu am pus întrebarea. Altă întrebare. În ce an ai născut mama? 1980. Bine, unul. Întrebarea anterioară. La câți ani s-a născut Mihai? Câți ani avea mama când s-a născut Mihai? 24. Mama s-a născut în 80 și eu m-am născut în 2004. Eu m-am născut când mama avea... Îmi plac surprizele? Da. Depinde de la cine sunt. Păi asta nu sunt, asta și eu. Ce 5 lucruri are mama întotdeauna în geantă? Portmoneu, telefonul, cheile. 5, 4, 3, 2, 1, cardul, pastile, telefon, chei. Și... portmoneu. Eu, că pastile... Pastile! Cel mai important sunt pastile. Mai departe. De ce se teme mama cel mai tare? Apă! Chisa! Ta-ta-ta-ta! Câți ani de căsătorie are mama cu tata? Faceți 20 și la... în toamnă. Dar câți avem, mamă? 20! Băi, eu am zis... Faceți 20 și-n toamnă! Păi eu am întrebat câți ani avem! Ia aveți zic 40 de ani! Dar firma a zis 20! Să-ți numești favorizare! Nu mai este! Ce expresie mama spune cel mai des? Cel mai des expresia mamei care o folosești? Puiuș, puișoare, puiuțu... Stai, zici, n-am dat pe dumări! Dragul mami! Cea mai des expresie care o are mama? Te rog! Frumos. Să admitem. Nici nu eram să mă gândesc la asta. Niciodată nu mă gândeam la chestia asta. Îmi place să privesc desene animate? Da. Care e ultimul desene animat care l-am privit? Hau, băi, de sper, tu nu m-am condus să adici la desene animate. Și nici ea nu știi. E sigur nu știi. Băi, nu. Punctul ăsta nu-ți duci la nimeni. Cum se cheamă? Că ați dus amândoi că îmi place, da? Da, dar la și desene animate. Că eu știu la și desene animate de zis. Luca. Am fost la Luca. Și cu tine a fost aici, nu ți-ai dat seama. Care este micul dejun al mamei? Cafea cu fructe. Alexandra. Aceasta este culoarea mea naturală a părului? Nu. Da? Fiindcă e vopsită. Da, dar e culoarea naturală. Ea e vopsită în culoare naturală. Asta e culoare naturală de când era mic. A fost roșcată, a fost și mai deschisă la culoare, dar asta e... Vopsită, dacă s-o vopsită, asta nu se coate că e naturală. Da, dar e culoare naturală a părului de când e mic. Dar nu e naturală. Nu, nu-s roșcată, sunt naturală. Cât mai aproape e naturală. Nu e naturală, fiindcă nu e... Sunt alergică? Nu. Nu. Sunt alergică.
La praf. Ei. Vorbesc o limbă străină? Da. Care? Rusa. Și franceză, de fapt, o leac, că ai învățat-o când erai mică. Nu, puțin înțeleg, dar rusa vorbesc, adică bine. Care e ora la care mă trezesc dimineața? 6:30. 6. Care e 6? 6. Dar tu te duci la școală. Nu, tu te duci la lucru cu dânsul. 6. Ia școală mai târziu, dar eu la 6 mă scol. Totuna. Eu nu la 7, dar să ne dăm o mașină. Totuna! Care este băutura alcoolică preferată? Radler. Șampanie. Dulce! Dulce! Șampanie dulce! Pragolino! Nu, am doi cu mai mult. Smir pe jos sau cu mașina? Jos. Jos. Oh yes. Oh yes, baby. Eu nu mai filmez. Cum s-a dat să nu știi dacă mai place pe jos? E pasarela când îți duci undeva, pe jos duci. Pe jos. Te duci cu mașina? Unde îți duci cu mașina? 60. 60 și 200. Da, am 60 în principiu. Da, Alexandru, știa. 60 am trecut în glodă. Că ieri am mâncat mai mult, asta nu înseamnă caz, nu? Eu am zis exact. Ieri aveam 60. Azi trebuie să ai 61 jumate. 61. Dar ieri aveai ieri exact. Ieri e aproape. Ieri aveai eu exact. Eu ți-am întrebat cât aveam ieri. Kilogram ieri, mă. Alexandru, dă un punct. Ce înălțime ieri, mă? Favoritiz, băi. 1,68. De unde ești? 1,61, 1,60. Da, hai număr, te-ai pe la 1,60. 1,64. Eu sunt mai aproape. Cum? Eu spus 1,62. Ai zis 1,68 la început. Și pe de-aia după am schimbat. Da, hai să schimbi eu toate răspunsurile. Ia număr pe toate și pe urmează de gând. Ce-s mai eu câștigat? Cum e familia mamei de fapt? Părțu. Ok, lume, deci cam ăsta a fost vlogul pe ziua de astăzi. Da, puncte, puncte, puncte! Și cine câștigătorul? Hai să numărăm. Hai să numărăm. Alexandra. 10, 11, 12, Alexandra. Nu, ce nu! Mihai, câte are? 14! 1, 2, 3, 4... Vezi dacă nu ți-mi minte cum se numește ține animatele care a fost cinematograf? Tu pe cauza, tu din cauza asta ai pierdut. Mama, vă iubești pe amândoi, da. Deci, lume, cam ăsta a fost vlogul de ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să lăsați un subscribe. Astăzi, alături de mine, a fost Alexandra, mama mea Lilia, eu am fost Hugo, iar noi ne vedem data viitoare. Să se aboleze! Peace!